Bună ziua, doamnă Cristea. Ne aflăm la Alba Iulia pentru evenimentele legate de Ziua Europei. Comisia Europeană și-a prezentat recent propunerile privind banii europeni pentru perioada de programare viitoare. Ce se va întâmpla cu fondurile alocate României pentru politica de coeziune și pentru politica agricolă comună? Noi fiind în continuare o țară, din păcate, subdezvoltată în comparație cu restul Uniunii Europene. În construcția acestei propuneri pentru bugetul multianual al Uniunii Europene, noi am plecat de la o valoare fundamentală a Uniunii Europene, care este solidaritatea și, cu expresia ei cea mai directă, politica de coeziune. De aceea, pentru România avem vești bune, deși, în general, bugetul pentru politica agricolă comună, pentru subvențiile în agricultură, pentru politica de dezvoltare regională a scăzut puțin la nivelul întregii Uniuni Europene, pentru România a rămas la fel sau chiar a crescut. De exemplu, la subvențiile pentru ajutorul direct pentru agriculturi crește în România. Tocmai pentru că ceea ce ne interesează la nivelul întregii Uniuni Europene este să reducem aceste decalaje. Deci, în timp ce scade un pic sprijinul pentru statele deja dezvoltate, crește sprijinul pentru state precum România. Dar sigur că este foarte important ca aceste fonduri care vin în România să poată fi folosite cât mai bine. Este în premieră și acel mecanism propus de Comisia, de dumneavoastră, prin care se vor putea tăia fondurile europene pentru țări membre care încalcă statul de drept. Cum se va putea aplica acest mecanism, ținând cont de actualul tratat de funcționare al Uniunii Europene? Noi avem deja, încă din 2014, un cadru pentru statul de drept, se numește, prin care monitorizăm toate statele membre să ne asigurăm că statul de drept rămâne o valoare fundamentală, nu numai la nivelul Uniunii Europene, dar în primul rând în fiecare stat membru. Și având în vedere că există o legătură directă între capacitatea noastră de a apăra interesele financiare ale Uniunii Europene prin fondurile europene și independența justiției, care este un element cheie al statului de drept, acum am propus această condiționare. Dar aș vrea aici să explic ceva foarte important. Noi nu vrem să pedepsim cetățenii pentru greșelile, erorile făcute de politicieni, de instituțiile statului. Deci chiar dacă vom ajunge la concluzia că trebuie să suspendăm fondurile europene, statul membru respectiv va avea obligația să continue programele și proiectele în derulare și să plătească de la bugetul statului până în momentul în care deficiențele pe care le-am constatat în funcționarea statului de drept vor fi rezolvate și atunci ne întoarcem cu finanțarea europeană. Dacă vor fi rezolvate. Eu zic că vor fi rezolvate pentru că este un stimulent puternic totuși în spatele acestor fonduri europene. Să nu uităm că în state precum România, fondurile europene sunt principala sursă de investiții publice. Pentru că ați vorbit despre statul de drept și cu a sa componentă independența justiției, recent președintele Iohannis a anunțat trimiterea la Comisia de la Veneția întregului pachet al legilor justiției și de așa cum este lucrat în Parlament. În opinia Comisiei Europene, Parlamentul, Curtea Constituțională de la București ar trebui să țină cont de poziția Comisiei de la Veneția? Noi am spus-o chiar și în rapoartele din cadrul mecanismului de cooperare și verificare, deci rapoartele privind independența justiției, privind lupta împotriva corupției, că ni se pare foarte important să se solicite această opinie de la Comisiei de la Veneția și să se țină cont de ea, pentru că, de fapt, vrem să ne asigurăm că legislația românească se aliniază la standardele europene din acest domeniu. Să nu uităm că statul de drept și funcționarea corectă a statului de drept a fost una din condițiile necesare pentru aderarea unui stat la Uniunea Europeană. Deci este ceva nenegociabil. Deci statul de drept, spuneți că nu este negociabil. Nu. Nu este negociabil, nu este o opțiune, este un must. Suntem în continuare sub MCV, mecanismul despre care ați pomenit. Avem vreo șansă să fie ridicat acest mecanism astfel încât țara noastră să nu ajungă
tot sub verificare, deținând președinția Consiliului Uniunii Europene, începând cu semestrul întâi al anului 2019. Noi asta ne dorim, dar mingea este în terenul României. Se știe acum foarte clar ce așteptăm de la România. Avem acele 12 recomandări pe care le-am făcut în cel mai recent raport în cadrul acestui mecanism și în măsura în care aceste 12 recomandări vor fi îndeplinite, putem constata că nu mai este nevoie de un astfel de mecanism pentru a garanta funcționarea independentă a justiției și continuarea luptei împotriva corupției în România. Revenind la fondurile europene și la viitoarea perioadă de programare, Germania, Italia au avertizat statele UE este europene că ar putea avea fondurile europene tăiate dacă nu acceptă relocarea unor migranți pe teritoriul lor, unor refugiați, să le spunem, nu migranți. Cum se reflectă această dorință, acest mecanism al relocării în nou cadru financiar și al mecanismelor sale? Dacă vă uitați la noua propunere pe care am făcut-o noi, Comisia Europeană, o să vedem ce decide statele membre, da, și Parlamentul. Noi nu propunem o condiționare, dar fiecare stat membru își stabilește prioritățile pentru finanțarea europeană pe care o primește. Și este normal ca acele state membre care vor trece între prioritățile lor integrarea migranților în societatea respectivă, vor primi și fonduri din partea Uniunii Europene, pentru că este o expresie a solidarității până la urmă. Acești migranți vin în Uniunea Europeană, unele state membre acceptă mai mulți decât alte state membre și atunci și noi vom veni cu sprijin financiar pentru integrarea lor. Spuneți că va fi un stimulent, practic, vor fi bani pentru mai mulți pentru cei care acceptă mai mulți migranți, dar se vor tăia de la cei care nu acceptă relocarea pe teritoriul nu, lor. Nu se vor tăia, numai că numai acele state membre care își propun acest obiectiv în documentele de programare financiară vor primi și aceste fonduri. Vorbim despre fondurile europene viitoare, dar între timp, în actuala perioadă de programare, autoritățile naționale raportează o rată de absorpție de 16% acum, deci în perioada de programare 2014-2020, incluzând aici și avansurile acordate de Uniunea Europeană la începutul perioadei, deci fără programe, incluzând aici și fondurile din PNDR, deci pentru dezvoltarea satelor. Da? Cum apreciați această absorpție a fondurilor europene, această rată acum, în anul 2018? Doamna comisar european Corina Crețu vine foarte des în România exact cu acest mesaj că este nevoie de accelerarea absorpției fondurilor europene și de recuperarea întârzierilor. Pentru că asta este problema. Au fost câțiva ani în care nu s-a întâmplat nimic din această perioadă financiară. Pe de altă parte, dacă ne uităm în perioada anterioară, 2007-2014, s-a întâmplat cam la fel. Nu știu dacă are legătură cu obiceiul nostru românesc, așa, pe ultima sută de metri ne mobilizăm. Asta am observat că s-a întâmplat în perioada anterioară, practic în ultimii 2-3 ani a crescut spectaculos rata de absorpție. Mă aștept să se întâmple același lucru și în această perioadă, dar este important ca această recuperare să se facă totuși cât mai repede, pentru că este nevoie de banii aceștia pentru proiecte care sunt necesare peste tot în țară. Că vorbim de infrastructură rutieră, de infrastructură în sistemul de sănătate, în școli. E păcat să stea banii și să nu fie folosiți cât mai repede. Da, și mai e o chestiune. În vechea perioadă de programare a crescut, cum spuneați, rata de absorpție pe ultima 100 de metri și datorită faptului că în cazul nostru Comisia Europeană a făcut o excepție, o derogare, da, ne-a făcut practic un favor prin faptul că ne-a acceptat acele proiecte retrospective, deci proiecte vechi făcute pe alte surse pe care ni le-a decontat Comisia din bani europeni. Și în al doilea rând ne-a acceptat fazarea, adică reetapizarea proiectelor neterminate. Da? Au fost proiecte care nu au fost terminate până la terminarea exercițiului financiar și cu toate astea... A fost parte în două etape, exact, ca să nu se piardă banii. A considerat executată prima etapă și ne-a lăsat să transferăm cheltuielile pe noua perioadă de programare.
poate acum se va putea întâmpla același lucru sau nu știu. Este de văzut. Eu cred că a ajutat foarte mult faptul că întâmplător, Comisarul pentru Dezvoltare Regională este din România și înțelege foarte bine provocările unor state precum România, care au o experiență mult mai mică în atragerea de fonduri europene. Vom vedea dacă este posibil pe viitor, dar eu ar sugera să nu ne bazăm pe asta, ci mai degrabă să se folosească toată expertiza deja acumulată, pentru că există în România o astfel de expertiză pentru accelerarea pregătirii. Mă uitam pe niște rapoarte ale Uniunii Europene la nivelul anului 2014, dacă nu mă înșel, două treimi din gospodăriile de la sate, din mediul rural, nu aveau toalete în case. Deci, practic, mai pe românește oamenii mergeau la toaletă la WC-ul din curte. Asta vreau să vă întreb. S-au cheltuit bani, miliarde de euro, dar unde sunt rezultatele concrete? În infrastructura de mediu, canalizare, apă curentă, drumuri, nu avem autostrăzi nici în ziua de astăzi. La 100 de ani de la Marea Unire, regiunile istorice ale României nu sunt legate de autostrăzi. Cum vedeți eficiența cheltuierii banilor? Aici imaginea este destul de amestecată. Sigur că putem să ne uităm la ceea ce nu s-a realizat bine cu fondurile europene, dar nouă ne place să ne uităm și să ne mândrim și cu ceea ce s-a realizat. Suntem aici, de exemplu, în cetatea Alba Carolina, unde este extraordinar ce s-a putut face cu fonduri europene. Avem foarte aproape, de exemplu, un alt proiect, Palatul Cultural de la Blaj, care a primit și premii europene pentru felul în care a fost restaurat. Sunt foarte multe proiecte mici pentru întreprinderi mici și mijlocii, care au răspuns unor nevoi concrete importante în domeniul sănătății, în domeniul educației, pentru grupurile dezavantajate. Este adevărat că odată cu importanța folosirii cât mai complete a fondurilor europene, este important să ne uităm și la calitatea utilizării fondurilor europene. Și aici se fac eforturi atât din partea Comisiei Europene, cât și din partea autorităților române pentru a simplifica, de exemplu, procedurile, pentru că de multe ori îi ținem pe beneficiari ocupați în hârtii și în rapoarte în loc să facă un proiect cât mai bine. Spuneați că România este încă subdezvoltată. Da. Încă nu s-a dezvoltat. Depinde cu ce ne comparăm. E subdezvoltată în comparație cu alte țări din Uniunea Europeană. Din blocul comunist din Uniunea Europeană. Să zicem, în comparație cu Cehia, cu Slovacia, cu Polonia. Nu ne comparăm. Nu vreau să ne comparăm cu Olanda sau cu Belgia. Ca în orice competiție, dacă gândim în termeni din aceștia comparativi, contează foarte mult și nivelul de start. Să nu uităm de unde a plecat România. A plecat cel mai din urmă față de celelalte state, a înaintat foarte mult și da, mai are încă de acoperit aceste decalaje, de aceea venim și noi de la Comisia Europeană cu sprijin suplimentar pentru regiunile cele mai puțin dezvoltate, o altă inițiativă a comisarului Crețu, pentru sprijin personalizat, pentru că este clar că acolo, dacă sunt mai puțin dezvoltate, au și expertiză mai puțină și atunci trebuie să gândim niște proiecte astfel încât acele regiuni chiar să poată să folosească fondurile europene. Bun, tot pe partea economică, Comisia Europeană în cea mai recentă prognoză avertizează că România va sări din ținta de deficit, ajungând la 3,4% deficit în anul 2018. Mereu a fost această avertizare, dar ne-am menținut până la urmă în limita de 3% din PIB. Ce vă face să credeți că va sări din țintă anul acesta? Nu știu. Da. Dacă vă uitați la rapoartele noastre, noi ne uităm la măsurile care s-au luat și spunem, dacă ăstea rămân și nu există alte măsuri compensatorii, riscul este de depășire a acestui prag de 3%. De fiecare dată, acest avertisment al Comisiei Europene este luat în serios și provoacă, inspiră niște măsuri compensatorii, astfel încât să se rămână sub acest nivel de avarie, dacă vreți, pentru că nu știu cât se realizează, dar să fii la 3% nu este tocmai bine. Ești deja în zona în care cresc pericolele.
Și de aceea noi ne uităm pe de o parte la acest indicator de 3%, dar ne uităm și la deficitul structural, unde indicatorul este de 1% și unde începând cu 2016 România a deviat semnificativ. Peste 2% în 2016, peste 3% în 2017. Dacă nu se schimbă nimic pentru 2018, estimările noastre sunt că va crește peste 4%. Ori asta ne îngrijorează foarte mult. De aceea România a fost deja inclusă într-un mecanism de avertizare privind această abatere semnificativă de la deficitul structural. În ce privește acel procentaj de 3% maxim. Și aici deficitul bugetar. Și aici îngrijorarea noastră este că se menține la limita aceasta de avarie prin sacrificarea investițiilor, de exemplu. Ori țara, ca să se dezvolte, are nevoie de investiții. Este nevoie ca această creștere economică foarte mare a României să fie una robustă pe termen lung. Și atunci nu se poate baza în cea mai mare majoritate doar pe consum, ci și pe investiții. Iar cetățenii așteaptă să se bucure de aceste investiții, să le vadă întâmplându-se. Deci avertizmentul nostru e, pe de o parte, să nu se depășească ținta de deficit, limita de deficit de 3%, iar pe de altă parte, dacă va rămâne limita de deficit, să nu se fie sacrificate investițiile pentru asta. Exact, pentru că există diferite tipuri de măsuri compensatorii și atunci este important, dacă se iau măsuri compensatorii, să fie cele care totuși permit țării să se dezvolte pe termen mediu și lung. Da. O altă problemă legată de politică externă, care implică și Uniunea Europeană, pentru că România este țară membră UE și atunci toată politica sa externă este legată de cea a partenerilor. Mutarea ambasadei românești în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, cum se vede de la Bruxelles poziția anunțată oficial de guvernul României, de premierul Dăncilă, respectiv acel memorandum prin care privind demersurile de mutare a ambasadei, prin care au fost practic începute demersurile? În ultimul timp au apărut niște clarificări și din partea autorităților române. În ceea ce ne privește pe noi, la Uniunea Europeană, considerăm că poziția oficială a României este poziția anunțată de președintele României, pentru că el reprezintă România în forurile europene pe probleme de politică externă. Ori, din acest punct de vedere, poziția României nu s-a schimbat. A discutat cineva din Comisia Europeană cu cineva din România despre acest subiect? La ce nivel s-au purtat discuțiile și clarificările și care au fost concluziile? Mă rog, ați spus că asta este percepția dumneavoastră pentru că poziția președintelui aceasta a fost. Dar la ce nivel s-au purtat discuțiile? Nu s-au purtat discuții pentru că noi nu am primit o informare oficială, o notificare cum că România ar avea intenția să-și schimbe poziția. Să nu uităm că în momentul de față avem 28 de state membre care toate au aceeași poziție, și anume că Ierusalimul trebuie să fie capitala a două state care trăiesc în pace unul lângă celălalt, și atunci nu au existat nici astfel de contacte pentru că nu le-am considerat necesare atât timp cât în mod oficial poziția României nu s-a schimbat. Vă mulțumesc frumos! Plăcere.